Și pentru că ne aflăm în Săptămâna Mare, vorbim acum despre un loc unde minunile se întâmplă sub ochii tuturor. O biserică din Sibiu este de ani bun loc de pelerinaj pentru toți cei care caută vindecare sau pur și simplu se roagă pentru împlinirea unor dorințe care depășesc granițele stabilite de lumea medicală. Când doctorii ridică din numeri, oamenii îngenunchează în fața sfintelor icoane, iar rugăciunile prind contur. Și mai mult decât atât, icoanele se însuflețesc și plâng cu lacrimi de mir. Aceasta este icoana Maicii Domnului din Biserica Sfântul Ioan Iacob, românul din Sibiu, care a izvorât mir în repetate rânduri, prima dată în anul 2012, ultima chiar la începutul pandemiei. Icoana Maicii Domnului, îndrumătoarea, este o copie realizată după o icoană similară care se află în mănăstirea Mihai Vodă din București. Icoanele au ceva de spus, vorbește Maica Domnului, adresează un mesaj către noi. 33 de prunci au venit pe lume prin rugăciuni fierbinți rostite în fața icoanei. O femeie a reușit să rămână însărcinată după 13 ani de încercări. Într-o zi a venit cu zâmbetul pe buze, cu o stare de fericire extraordinară, mi-o amintesc și acum, și mi-a zis: părinte, sunt însărcinată. De-a lungul timpului, preotul a vrut să dea ocazia credincioșilor să se închine la icoane făcătoare de minuni, la care în mod normal nu ar fi avut acces, pentru că se află la mii de kilometri distanță. Așa că a adus icoane renumite din Sfântul Munte Athos și nu numai. Rugăciunile Maicii Domnului, iată, au vindecat bolnav de cancer. După ce lupta cu cancerul fusese pierdută din punct de vedere medical, și medicii ei înși spuneau: rugați-vă că numai Dumnezeu mai poate face o minune. Un astfel de verdict crunt a primit și Daciana. Pe ea rugăciunea a ridicat-o de pe patul suferinței. La chimioterapie știm cu toții că nu te poți ridica din pat. Ei bine, eu am venit 7 luni de zile la biserică, la fiecare maslu. Eu cred că Dumnezeu dă cele mai grele bătălii soldaților puternici. Și doamna Maria a trăit o minune cu nepotul ei, care s-a născut paralizat pe partea stângă. Am adus niște hăinuțe la icoană în Sfânta Biserică și băiețelul nostru, după 12 ani, la un mic dejun în prima dimineață, și-a folosit mâna stângă. A băut cacao cu lapte cu mâna stângă, ceea ce n-a făcut 12 ani. Părintele Dumitrean spune că nu există o rețetă pentru ca minunile să se întâmple. Trebuie doar să avem mereu credință.